Statistic, situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate arată, spre exemplu, că în Târgoviște doar 90 de minori au unul sau ambii părinți plecați în alte țări. Cei mai mulți copii cu părinți plecați sunt în Moreni, 322, în timp ce la Bilciureș, Bucșan, Butimanu, Ciocănești, Lungulețu sau Pietrari se pare că niciun copil nu este privat de prezența unui părinte. Dar așa cum spuneam, situația statistică nu este și cea reală. Orice cetățean român care dorește să plece la muncă în străinătate și are îngrijire un copil, să depună la primăria de domiciliu o declarație în care să specifice și persoanele care vor avea îngrijire copiii pe perioada în care ei sunt plecați la muncă în străinătate. Bănuiesc că nu toți părinții care fac... Părinții care pleacă la muncă în străinătate depun aceste declarații la primării. 60 de minori provenind din familii în care părinții sunt plecați în alte țări au fost introduși în sistemul de protecție a copilului, pentru că nu erau îngrijiți corespunzător de cei cărora le-au fost lăsați în grijă. Din totalul acestor copii, 60 beneficiază de măsura de protecție specială. Ca o primă etapă, în momentul în care părinții pleacă la muncă în străinătate, primăriile au obligația de a realiza un raport de evaluare inițial. Dacă în urma raportului, în urma acestui raport, se constată o situație de risc pentru copil, atunci se impune elaborarea unui plan de servicii, care poate include și consiliere psihologică pentru copil, pentru persoana care are în grijă copilul. În urma acestui raport de evaluare, primăria trebuie să asigure că există o persoană care își asumă responsabilitatea îngrijirii copilului pe această perioadă. Dacă se constată în urma raportului că există motive temeinice care să pună în pericol dezvoltarea fizică, psihică, morală, intelectuală a copilului, atunci trebuie să fim sesizați de îndată pentru a se institui o măsură de protecție specială pentru copii. Asociația Salvați Copiii, cu un centru și în Târgoviște, se ocupă de elevii ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Deși implicați în diverse activități, lipsa mamei sau a tatălui poate fi un fapt traumatizant pentru cei mici. Câți copii vin în acest moment la Salvați Copiii? În acest moment, la Salvați Copiii vin 70 de copii. Numărul lor a crescut comparativ cu anii trecuți, asta însemnând că din ce în ce mai mulți părinți pleacă în străinătate la muncă. Cei mici sunt lăsați de obicei cu bunicii, dar aceștia, din păcate, nu reușesc să înlocuiască pe deplin lipsa părinților, mai ales dacă relația cu părintele care a plecat este una foarte strânsă. Și noi aici încercăm să suplinim pe cât posibil lipsa mamei sau a tatălui, implicându-i pe copii în tot felul de activități, dar și așa situația copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate poate fi traumatizantă. De curând a fost mediatizat cazul unei fetițe din Arad care de dorul mamei s-a înfometat până când medicii nu au mai putut face nimic, iar copila a murit. În prezent există un proiect de lege care militează pentru respectarea Convenției ONU privind drepturile copilului. Astfel, părinții care au copii minori în îngrijire și doresc obținerea unui contract de muncă în străinătate vor avea obligația de a notifica autorităților intenția de a pleca din țară cu 30 de zile înainte de părăsirea domiciliului. Aceștia trebuie să nominalizeze persoana în întreținerea căreia va rămâne minorul. Persoanele care observă orice formă de abuz sau neglijență asupra unui copil lăsat în grijă a rudelor de părinții plecați la muncă în străinătate sunt rugați să facă o sesizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.